George? Ce? Să spui iar povestea? Ce poveste? Știi tu, cu iepurii... A, nu, nu mă mai păcălești tu pe mine, nu. Hai, nu. George, te rog. Îți place, așa-i? Mhm. Uh-huh. Hai să te mai spun o dată. Hai, dă-i drumul. Cei care lucrează la ferme sunt cei mai singuri oameni de pe lume. N-au rude, nu au pe nimeni, nu au un loc al lor. My child in prayer. And noi avem o speranță. Nu avem de ce sta în crâșme, pentru că nu avem unde să mergem. Iar dacă ceilalți intră la bulău, le pot putrezi și oasele, pentru că nimeni nu plânge după ei. Pe când cu noi e altfel, George. All the stores were closed. Tu îmi porți de grijă, pentru că eu îți port de grijă și de asta, George. Spune cum o să fie. Într-o bună zi, strângând noi bani, o să avem o casă cu două, trei pogoane, vacă, câțiva porci. Și o să trăim din rodul pământului. O să trăim din rodul pământului. Hai, spune, George, spune ce o să fie în grădină și spune de casă și de sobă. Știi toată povestea, de ce nu o spui tu? Dar nu-i tot una dacă spun eu, George. For her.